Geografia este una dintre acele materii pe care cu toții le învățam încă din școală, însă există câteva concepții greșite care se perpetuează de-a lungul anilor. În acest video îți vom dezvălui 5 adevăruri fascinante despre geografie pe care probabil le-ai înțeles greșit până acum. Unele dintre ele s-ar putea să te surprindă, iar altele îți vor schimba complet percepția asupra lumii în care trăim. Așa că hai să descoperim împreună aceste informații captivante despre planeta noastră. Sahara nu este atât de nisipoasă cum credeți. Atunci când auzi cuvântul Sahara, probabil îți imaginezi dune nesfârșite de nisip și o vastă întindere aridă. În realitate, Sahara este mult mai diversă decât ne-am putea imagina. Deși dunele de nisip sunt caracteristice pentru această zonă, ele reprezintă doar între 15% și 25% din suprafața deșertului. Cea mai mare parte a Saharei este acoperită de roci, pietriș și întinderi plate cunoscute sub numele de Hamada. Aceste platouri de piatră dure și întinse sunt mult mai frecvente decât îți poți imagina. De asemenea, dunele de nisip nu sunt structuri statice. Ele sunt modelate și mutate de vânt, creând peisaje în continuă schimbare. La fel cum valurile oceanului sunt mereu în mișcare, la fel și nisipul Saharei, care se transformă continuu sub forța vântului. Nu doar că Sahara este diversă, dar și adaptabilitatea vieții în acest mediu ostil este remarcabilă. Există diverse specii de plante și animale care au evoluat să reziste în acest climat dur. De exemplu, dromaderul este perfect adaptat să reziste temperaturilor extreme și lipsei de apă. Acest mamifer poate stoca grăsime în cocoașa sa, pe care o poate folosi ca sursă de energie în perioadele lungi fără hrană. De asemenea, există și plante care pot rămâne inerte ani de zile până când ploile rare le trezesc la viață, ceea ce arată o adaptare incredibilă la condițiile ostile ale deșertului. În plus, Sahara nu este doar un pustiu lipsit de viață. În oaze, care sunt adevărate miracole ale naturii, există comunități care au trăit aici timp de secole. Oamenii care trăiesc în Sahara au dezvoltat tehnici ingenioase de supraviețuire, la utilizarea dromaderilor pentru transport, la construirea de locuințe care să le ofere protecție împotriva căldurii sufocante. Astfel, imaginea noastră despre Sahara, deși plină de dune nesfârșite, ar trebui să includă și vastitatea de roci, oaze verzi și viața uimitoare care se află acolo. Hărțile sunt deformate. Proiecția Mercator este probabil cea mai cunoscută reprezentare a globului pământesc. Majoritatea hărților pe care le vedem zi de zi folosesc această proiecție, însă ea deformează realitatea. Problema principală a hărții Mercator este că dimensiunile obiectelor sunt mărite cu cât te depărtezi de ecuator. Un exemplu clar este Groenlanda, care apare pe harta Mercator ca fiind uriașă aproape de dimensiunea Africii. În realitate, Africa este de aproximativ 14 ori mai mare decât Groenlanda. Această deformare nu este doar o chestiune de percepție geografică, ci și una culturală. Imaginea unor regiuni mari precum Europa sau America de Nord este exagerată, în timp ce regiunile, cum ar fi Africa sau America de Sud, sunt subestimate, ceea ce poate influența modul în care ne raportăm la importanța acestor regiuni și resursele lor. Africa, un continent imens, este adesea subestimată ca dimensiune din cauza acestor reprezentări greșite. De fapt, Africa ar putea găzdui Statele Unite, China, India, Mexic și Japonia, dar și multe alte țări europene, toate împreună. Această reprezentare distorsionată are implicații și în ceea ce privește geopolitica și economia. Imaginea exagerată a Europei și Americii de Nord contribuie la o percepție de superioritate culturală și economică, în timp ce resursele și potențialul Africii sunt subevaluate. Acest lucru afectează și educația, deoarece majoritatea oamenilor nu își dau seama de dimensiunile reale ale lumii. Este important să învățăm să privim cu un ochi critic aceste hărți și să explorăm alte modalități de reprezentare, precum proiecția Gall-Peters, care arată dimensiunile reale ale continentelor. În proiecția Gall-Peters, Africa apare în dimensiunile sale corecte, la fel și America de Sud, iar acest lucru poate avea un impact puternic asupra felului în care percepem lumea. Proiecția corectă a dimensiunilor geografice ne ajută să apreciem mai bine diversitatea și complexitatea Pământului și să înțelegem mai bine relațiile dintre țările și continentele noastre. Coastele sunt mai complexe decât par. Coastele lumii sunt o enigmă matematică. La prima vedere, măsurarea lungimii unei coaste ar putea părea un lucru simplu. Cu toate acestea, nu există o metodă clară pentru a măsura cu exactitate lungimea unei coaste. Fenomenul cunoscut drept paradoxul coastelor arată că, pe măsură ce scazi unitatea de măsură, lungimea coastei crește. De exemplu, dacă măsori coasta Marii Britanii cu o unitate de măsură mai mică, lungimea acesteia va crește considerabil. Acest paradox al coastelor ne arată că natura are o complexitate care depășește înțelegerea umană convențională.
Coastele sunt atât de neregulate și sinuoase, încât fiecare golf, fiecare promontoriu și fiecare fiord contribuie la lungimea lor totală în funcție de unitatea de măsură folosită. Practic, cu cât măsurăm mai precis, cu atât coasta devine mai lungă. Norvegia este un exemplu fascinant. Datorită numeroaselor sale fiorduri și insule, coasta Norvegiei este a doua cea mai lungă din lume după Canada. Dacă ai putea să netezești coasta Norvegiei, aceasta ar înconjura globul de 2,5 ori. Mai mult, complexitatea coastelor este legată și de biodiversitatea zonei. Fiordurile norvegiene sunt adăpost pentru multe specii marine, contribuind la unul dintre cele mai diverse ecosisteme acvatice din lume. Complexitatea coastelor nu este doar matematică, ea are un impact direct asupra biodiversității. Zonele de coastă sunt printre cele mai bogate habitate din lume, oferind adăpost pentru o mare varietate de specii marine și terestre. Fiecare golf și fiecare estuar creează un mediu unic, favorabil dezvoltării vieții, ceea ce face ca zonele de coastă să fie extrem de importante din punct de vedere ecologic. Astfel, coastele sunt mult mai complicate decât par la prima vedere. Fiecare golf, promontoriu sau fiord adaugă la lungimea totală a coastei, iar această complexitate reflectă și bogăția naturală a zonelor de coastă, unde apa și uscatul se întâlnesc într-un dans fascinant. Coastele nu sunt doar limite geografice, ci și ecosisteme vibrante, unde interacțiunea dintre apă și uscat generează un mediu plin de viață și oportunități de adaptare. Cel mai lung râu ar putea să nu fie Nilul. Nilul este de mult timp considerat cel mai lung râu din lume, însă această informație ar putea fi greșită. Recent, măsurători detaliate au arătat că Amazonul ar putea fi, de fapt, mai lung decât Nilul. Nilul are o lungime de aproximativ 6650 de kilometri, însă Amazonul, potrivit unor studii, ar avea o lungime de 7062 de kilometri. Această diferență relativ mică între lungimea celor două râuri a declanșat o dezbatere în comunitatea geografică, iar răspunsul final nu este încă clar. Mai mult decât atât, Amazonul este considerat râul cu cel mai mare debit din lume, transportând o cantitate uriașă de apă în Oceanul Atlantic, aproximativ 209.000 de metri cubi de apă pe secundă. Fluviul Amazon străbate o zonă extraordinară plină de biodiversitate și mistere, adăpostind una dintre cele mai variate faune și flore de pe planetă. Chiar dacă Amazonul este sau nu mai lung decât Nilul, el rămâne un element crucial în viața și cultura localnicilor, fiind cunoscut ca Rămânul Verde al Terei. De asemenea, Amazonul are o rețea incredibil de complexă de afluenți care se întind pe mii de kilometri și contribuie la biodiversitatea sa excepțională. Regiunea Amazonului este una dintre cele mai mari păduri tropicale din lume, adăpostind milioane de specii de plante, animale și insecte. Această diversitate nu se regăsește doar pe uscat, ci și în apă, unde numeroase specii de pești, inclusiv legendarul pirania, trăiesc în apele sale bogate în nutrienți. Nilul, pe de altă parte, este sursa vieții pentru multe comunități din Africa de Est și de Nord. De-a lungul mileniilor, Nilul a permis dezvoltarea unor mari civilizații precum cea egipteană și continuă să fie esențial pentru agricultură și aprovizionarea cu apă a milioane de oameni. Astfel, atât Amazonul cât și Nilul sunt râuri de o importanță inestimabilă, fiecare cu propriile caracteristici unice care contribuie la ecosistemele locale și la culturile care le înconjoară. Numeroase țări se extind pe mai multe continente. Atunci când vorbim despre țări, avem tendința să le asociem cu un singur continent. Însă, în realitate, multe țări se extind pe mai multe continente. Rusia și Turcia sunt cele mai cunoscute exemple de țări transcontinentale, dar nu sunt singurele. Egiptul, de exemplu, are o parte din teritoriul său în Asia, iar Kazahstan, Azerbaijan și Georgia sunt împărțite între Europa și Asia. Mai există și cazul țărilor cu teritorii necontigue. Franța, Spania și Danemarca, de exemplu, dețin teritorii în afara continentului lor principal. Franța, de exemplu, are teritorii în America de Sud, precum Guyana franceză și în Oceanul Indian, cum ar fi insula Reunion. Spania deține teritorii în Africa, cum ar fi Ceuta și Melilla, iar Danemarca include Groenlanda, situată în America de Nord. Aceste țări sunt considerate transcontinentale datorită posesiunilor lor din afara Europei. Această realitate complică puțin noțiunea de țară și ne arată cât de interconectată este geografia globală. Teritoriile transcontinentale aduc provocări politice și economice, dar și oportunități pentru diversitatea culturală și comerțul internațional. De exemplu, prezența Franței în America de Sud și Africa îi permite să joace un rol important în afacerile globale și să-și extindă influența în afara Europei. Astfel de exemple ne arată că, de fapt, lumea este mult mai conectată decât am crede. Această interacțiune contribuie la diversitatea culturală, iar granițele geografice devin mai puțin relevante în contextul globalizării. Concluzie.
Geografia este o știință plină de surpriză și de multe ori ceea ce credem că știm poate fi complet greșit. De la întinderile deșertice ale Saharei, la lungimea râurilor și dimensiunile continentelor, lumea este mult mai complexă decât pare la prima vedere. Sperăm că aceste 5 adevăruri ți-au deschis ochii și te-au ajutat să vezi geografia dintr-o nouă perspectivă. Înțelegi acum de ce călătoriile și explorarea sunt atât de importante? Ele ne ajută să înțelegem cu adevărat lumea din jurul nostru, să descoperim noi adevăruri și să ne bucurăm de diversitatea uimitoare a planetei noastre. Geografia nu este doar despre locuri și nume, ci și despre conexiuni, despre modul în care oamenii, natura și culturile interacționează pentru a crea o lume vibrantă și plină de viață. Așa că data viitoare când privești o hartă sau citești despre o regiune îndepărtată, amintește-ți că lumea este mult mai vastă și mai fascinantă decât pare la prima vedere. Acesta a fost episodul nostru. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să te abonezi la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Vă doresc o zi extraordinară!